19 sportivi de la clubul Ippon Mediaș participă la sfârșitul săptămânii la Slovakia Open. A doua etapă a WUKF European Tour se va desfășura în perioada 15-16 iunie în capitala Slovaciei, Bratislava, și va reuni la start peste 670 de sportivi din 13 țări. Karatiștii mediașeni vor concura la mai multe categorii de vârstă, de la copii până la juniori și seniori plus 18 ani. Sportivii vor fi însoțiți de Sensei Doru Țichindelean, Dora Hanga și Roxana Bonta. Se organizează a doua etapă a European Tour pentru anul acesta, Slovakia Open în Bratislava. Noi vom deplasa un lot de 19 sportivi și avem și câțiva copii mai micuți, la 8-9 ani, dar și sportivi ca Tarianoci sau Corin Maior, care vor participa la European Tour, la junior-seniori, atât la kata cât și la kumite. Din cei 19 sportivi, 10 vor fi finanțați prin proiectele pe care le avem cu Primăria Mediaș și cu Consiliul Județean de anul acesta și trebuie să le mulțumim pe această cale, iar restul sunt sponsorizări private, părinții ne ajută și așa reușim să ducem un lot atât de numeros. Până la închiderea înscrierilor erau 676 de participanți din 13 țări, așa că sunt sigură că o să fie o competiție puternică. E și ultima competiție înainte de Campionatul Mondial din Mexic din luna iulie. Participarea karatiștilor medieșeni la Openul Slovaciei este posibilă cu sprijinul financiar al Primăriei Mediaș, Consiliului Județean Sibiu, dar și a altor sponsori.